Sistemul de sănătate din Moldova se află sub o presiune enormă, drept consecința războiului din regiune. Declarațiile au fost făcute de ministrul sănătății la o conferință comună cu directorul regional OMS pentru Europa, sosit la Chișinău. Alana Merenco spune că sute de refugiați ucraineni sunt internați. Iar pentru ca această criză umanitară să nu afecteze procesul de acordare a asistenței medicale oferit pacienților moldoveni, ministrul anunță că unii migranți au fost transferați în România pentru tratament. Potrivit ministrului sănătății, de la începutul războiului din Ucraina, peste 1300 de refugiați s-au adresat după asistență la instituțiile medicale din Moldova, dintre care 400 au fost spitalizați, inclusiv pentru tratamentul cancerului sau dializă. Totodată, 14 ucrainence și-au adus pe lume copii. Sistemul de sănătate din Republica Moldova se află sub o presiune enormă și se va mai afla în continuare, deoarece nu cunoaștem care vor fi evoluțiile ulterioare ale războiului. Astfel, este foarte necesar ca să consolidăm capacitățile naționale ale sistemului pentru a oferi în volum deplin asistență medicală atât refugiaților din Ucraina, cât și propriilor cetățeni. Alana Merenco a mai declarat că resursele sunt la limită, iar pentru ca această criză umanitară să nu fie resimțită de cetățenii noștri, autoritățile au cerut suport din partea partenerilor externi. Am transferat deja către România câțiva pacienți care beneficiau de dializă și de asemenea pentru tratament cancer, câțiva copii care necesitau transplant medular, de asemenea au fost transferați către România. Totodată, unele medicamente care sunt folosite la tratarea anumitor maladii în Ucraina nu sunt utilizate în țara noastră, iar acest lucru trebuie reglementat, a precizat directorul regional OMS pentru Europa, sosit la Chișinău pentru a oferi țării noastre suport în domeniul medical. Din partea noastră, a Organizației Mondiale a Sănătății, vrem să încercăm să armonizăm aceste protocoale de tratament cât mai repede și să asigurăm accesul acestor medicamente pe piața din Republica Moldova. În contextul crizei refugiaților, OMS, cu suportul Uniunii Europene, a donat Republicii Moldovei un lot de o tonă de medicamente și produse medicale și un alt lot de 8 tone de medicamente consumabile și truse medicale, dar și teste rapide pentru depistarea SARS-CoV-2.